je door, hè? Ja. Goeie mijne. Je kon voorheen, kon je oei. Nog een laag hoger. Dan kon je hier ook bij het, hoe heet het? Zwolle, 10 september 2016. Wel zo veilig, hè? Ja. Ora. 5 fără 6 minute. Filmez din Paperbus, turnul bisericii, cel mai înalt reper din oraș, Schulzwolle, și avem o priveliște asupra Grotemarken, biserica cea mai mare din localitate, apoi către clădirea Muzeului Fundației, are deasupra, în vârf, are un fel de ou. Am urcat aici, cred că era să fac o febră musculară de atâtea trepte cât am escaladat. Și acum vă invit să admirați zona centrală a orașului Zvole. Este 10 septembrie, Ziua Internațională a Democrației, când monumentele au fost deschise către publicul larg, fără a percepe vreo taxă. Sunt în jur de 58 de monumente în lista oficială. O să îmi drept pe vila și către canalele de aici. Deci acum nu se vede niciun canal. Acolo este înconjurat de o rețea foarte densă de canale. Cât ai privi peste tot, vezi numai canale și râuri, legătură, oamenii se plimbă cu bărcile. Nu avem vaporetul aici, dar niște vapoare mai serioase decât ce avem pe Bega, în Timișoara. Surf, kayak. Revenim în punctul de unde am început înregistrarea. Pe margine aici sunt indicatoare privind direcțiile care se văd înainte. În față se vede gara, primăria. Primăria este clădirea roșie, din cărămidă roșie. Așa. Muzeul Fundației, cum am zis. Clădirea cu formă cu nou deasupra. Ia, să mai facă.
alleen een foto van jou, denk ik. Dat is moeilijk. Kijk, in de zon staan. Grotte de San Michael, Piserica San Michael. Misschien moet je op je hurk blijven. Misschien in de zon. Kijk, hier ziek. Dat is een zon. Ja, dus we moeten in het zonnetje met je gaan zitten. Omdat dat ook allemaal in de zon is. Wat goed. Op je direct wel mijn mieke toen een station. Ja, daar is onderkant. Ja, in de volgende. Er is zelf wel een pod. Ze trece peste kanal. Jos putem, se poate văza partea din de la sol care se înalță a bisericii, care domină întreaga, din punct de vedere al înălțimii, întreaga zonă. O să ne îndreptăm privirea și către vârf. Încă n-am ajuns în vârf, deoarece nu ni se permite acces din motive de siguranță. În această ridicare la 2200 de metri se află stadionul Pecțivole, formația unde joacă echipa Pecțivole, clubul reprezentativ al orașului, care se află în prima divizie de fotbal olandeză, care se numește Eredivisie. Deocamdată n-au niște rezultate promițătoare, azi au un meci în campionat cu echipa Utrecht, FC Utrecht. Meciul va începe la 6:30. Da, cred că și putem focaliza stadionul. Un stadion care are în jur de 12.000 de locuri pentru spectatori.
hebt in de Sassenkassen. Nee, dat zit er nog verder achter. Het Dominicaanklooster. Ja. En daarachter. În zare putem vedea un câmp de turbine eoliene. Care chiar în acest moment sunt alimentate. Sunt acționate de ardierea vântului.